Bună seara, bun găsit la Trinitas, sunt Cristian Gava. Invitatul ediției de astăzi este una din personalitățile de primă mărime ale scenei românești, sute de roluri în teatru, zeci de roluri în filme, personalitate publică și profesor, maestrul Florin Zanfirescu. Bună seara, maestre, și vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația invitatul emisiunii noastre este o personalitate. Da. Foarte corect. mi s-a părut ciudat. Te pun, Cristian, te îmbrățișez. Mă bucur că ne revedem, grație invitației tale. Cu mare drag. Sute de roluri în filme și în teatru. Nu le-am numărat. Am un CV și eu nu mai știu să număr, pentru că, de exemplu, am făcut 5 seriale la postul acasă. Fiecare serial a câte 120, chiar și 160 de episoade. Ăsta era un rol în 160 de episoade. Deci, un episod avea o oră. Câte filme am făcut eu, ținând cont numai de seriale? Pentru că dacă luăm și filmele, sunt mult peste 100. Da. Care este legătura între actor și rolul pe care îl interpretează? Intrăm în intimitatea lui Florin Zanfirescu, în laboratorul lui Florin Zanfirescu. Pare. Cum intrați în rolurile eu, pe care le-ați interpretat? Eu, fiindcă țin la tine, am să fac o mărturisire în prima audiție. Mărturisire de bătrân, de bătrânețe. Eu am făcut actorie dintr-o imensă curiozitate. Actoria este meseria care te ajută să cunoști omul, nu din afara lui, știi? Medicul taie și zice, a, uite, nervul vag. Taie și zice, uite, cordul, uite. Adică analizează, medicul, analizează corpul. Pictorul analizează sau creează prin... folosind lumina, vopselele reprezintă exteriorul. Lumina. Deci ceva în afara lui. Toate meseriile se fac urmărind ceva din afara ta, în afară de arta actorului. Arta actorului te face câteodată să zici, uite cum fac, uite cum simt, uite ce reacție am avut. Deci când o fi vreodată ceva similar, să nu mai falsific. Eu am văzut... fără să vrei, spiritul de observație al unui actor se dezvoltă mult peste normal. Adică toți avem spiritul de observație. Dar la un actor devine boală. Devine, la un moment dat, eu, dacă aș fi călătorit cu tramvaiul de la un cap la altul al liniei, la sfârșit, eram obosit, mort. Observați pentru, detaliile. Pentru că totul observi. Totul, la un moment dat, închizi ochii să nu mai vezi, pentru că te uiți, aha. Totul e o carte deschisă. Încep să compui personajul încep, din nu gesturi. Compui, să-i... încep să asimilezi, bagi observații cum bagi ceva într-un sac. Le bagi fără rost, acolo sunt grămadă. E, când ai nevoie de el, de observații anume, într-un rol, într-o situație, zici, aha, am văzut ceva similar și găsești acolo în ce ai băgat, unde ai băgat tu, știi? Și sunt atunci... importante pentru un actor toate aceste elemente care compun personajul, gesturile, cele noi, mai mici. Noi învățăm la școală că viața pentru un actor e o carte deschisă pe care trebuie să o citim în permanență. La un moment dat se dezvoltă atât de mult spiritul de observație încât obosești. Numai dacă stai și te uiți la oameni într-o stație de tramvai sau poți să faci povestea fiecăruia, chiar dacă ea nu e corectă, dar tu nu știi, nu știe nimeni povestea asta. De exemplu, exercițiile noastre erau așa, te duci în cimigiu, te așezi pe o bancă și urmărești un grup, un bătrân, doi sau un grup, dar cel mai bine o persoană. Uite, acolo stă o doamnă, citește o carte sau lucrează cu iglița aia, lucrează cu andrelele. E, încet, încet trebuie să, fără să deranjezi pe nimeni, nici pe ea, niciun caz, să știi cam câți ani are, cam ce educație are, poți să știi și cu ce e îmbrăcată pe sub ce se vede. Sau îmbrăcat. Adică te uiți și zici cam ce are pe dedesubt, dar asta e mai puțin important. Important e cum arată locuința, interiorul casei unde locuiește. Cum arată? Unde trăiește? Ea ești în parc acum. Dar ea vine de undeva, sigur de pe aproape că e bătrână. Ce gimnastică minții. Este ceva atât de obositor la un moment dat, e și încântător. Pentru că, uitându-te, cel mai bun exercițiu este uite-te la un cercetător, că din păcate există.
te uiți la el, stă jos acolo, vai de capul lui, ți-și mil, îi dai un ban, nu contează. Dar te poți gândi că acum nu știu câți ani a fost cineva care a strigat mi-a născut nevasta un băiat? Și că băiatul ăla e cerșetorul ăsta? Ce a traversat el până a ajuns în situația asta? V-a rămas de-a lungul timpului vreuna din aceste imagini? Cum să înrădăcinată? Nu înrădăcinată. Întipărită în minte? Da. V-a marcat o asemenea imagine? Nu, câte? Câte? Păi da, e un fel de din boală. Această e un fel de boală. Gimnastica contemplării, din acest exercițiu al contemplării? De asta sunt foarte mulți actori care vor spune că nu se plictisesc niciodată singuri. Acum nu sunt numai actorii ăștia, că sunt mulți oameni cu spirit de observație. Dar eu nu pot să spun că măi, am stat pe o bancă în parc și m-am plictisit. Olu, cum să te plictisești? Doamne, și când dormi, mintea nu se oprește niciodată, creierul. De când s-a declanșat și începe să funcționeze de mic copil, el nu se mai oprește în somn nici atât, că visele uneori depășesc realitatea. O mărturisire de bătrân. Care este vârsta preferată din cele pe care le-ați trăit? Vârsta la care v-ați dori să vă întoarceți, dacă există una din acestea? Dacă e să mă iau după ce am citit, senectutea este cel mai important lucru. Pentru că vorba lui Noica te scutește de ghimpele din carne, te scutește, cum zice Plotin, de păcate, cum zice Shakespeare, nu, cum zice și Noica și Shakespeare, te scutește de iubire. Noica a spus concret, concis, bătrânețea te vindecă de iubire. Am rămas cu gura căscată. Și este acesta un câștig? Am rămas cu gura căscată, zicând, domnul Noica, păi iubirea e un lucru minunat, cum să... Cum vi-l amintiți pe Noica? Cum era? Un bătrânel foarte vioi pe dinăuntru. Își dregea permanent glasul. Zice, trebuie să vorbesc cu voce clară, că nu-mi place să vorbesc cu voce de bătrân. Vocea aia voalată care o am și eu acum. Dar el își curăța mereu corzile ca să pară tânăr. Dacă te menții tânăr la voce, zice, ești tânăr în toate. Și zice, cum... I-am zis eu, cum mă bătrânețea te vindecă de iubire, domnule? Asta este, iertați-mă, de o prostie. Iubirea e un... Abia când am citit sonetul 50, nu știu, de Shakespeare, l-am și învățat, după aia l-am uitat, dar întrebarea finală în sonetul ăsta pusă de Shakespeare este, dar dacă mor, iubirea-mi cui o las? Și atunci, după ani de zile de la discuția cu domnul Noica, mi-a rămas în cap și mi-a venit răspunsul. Câtă dreptate are că iubirea, care ne place, ne încântă, toți o lăudăm, când ești îndrăgostit, ești perfect, ești, îți vine să zbori, ești ușor și așa mai departe. Iubirea, de fapt, este una din marile șmecherii ale divinității, de a ne face să ne bucurăm că suntem în materie. Deci, iubirea este o ancoră de piciorul omului care altfel n-ar avea nicio bucurie să zacă în materie. Ce ar trebui să plece? Spiritul și materia sunt unificate în corpul nostru. Ele, spiritul și materia, stau unul lângă altul nepotrivit. Cum nu stă uleiul în apă, nu stă. Ele se separă mereu, spiritul și materia, ele nu stau. E nevoie de respirație, cum zicea chiar Nichita Stănescu, ca să coasem marea de țărmuri. Superb spus. Vă propun un exercițiu de imaginație. Nu, 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 doar să termin. Că nu o să fie lung. Deci, cu marea coase marea de țărmuri. Marea se duce și vine. Ca
ca o respirație. E, iubirea este liantul, păcăleala, este o imensă păcăleală care ne face să acceptăm prăbușirea în materie și suntem cu greutate, cu dureri, cu... pentru că trebuie să facem această universitate în care am fost aruncați, corpul. Să ne respectăm corpul, să avem grijă de el și să putem traversa până la adânci bătrânețe. Fără iubire, pleci imediat, nu mai stai. Nu-ți mai place. Nu mai ești obligat să stai. Dar dacă mor, iubirea cu eu las. Și atunci l-am înțeles pe domnul Noica, care spune, bătrânețea te vindecă de iubire. Apropo de bătrânețe și de senectute, vă propun o gimnastică a minții, domnule Zanfirescu, similară cu cea din parc. Dacă astăzi, la peste 70 de ani, l-ați întâlnit pe tânărul Florin Zanfirescu, venit de la Călimănești, din Vâlcea, în București, la Facultatea de Teatru, stând pe o bancă în Cismigiu și observând trecătorii, cum... Tu nu știi ce faci acum, Cristi? Cum îl... De câte ori mă întâlnesc cu puștiul ăla? De câte ori vă întâlniți cu acest tânăr? Păi da, lasă-mă că mai omorât cu întrebarea. Nu poți să nu-l iubești. Era atât de naiv. Era penibil. Era ridicol. Făcea gafă după gafă. Eu când eram puști, parcă abia așteptam să ajung în casa, în vizită, în casa unui șchiop, ca să spun bancuri cu șchiopi. Și după aia să-mi dau seama că omul ăsta săracu e șchiop. Dar eu ce mi-a venit să zic ce să spun că eu și gafele, că am ajuns să mă hotărăsc să repet în gând ceea ce vreau să spun cu voce tare. Bă, întâi zi-o în gând, să vezi și uite-te în jur dacă nu vorbești cumva de chiori în țara chiorilor. Întâlnirea cu tânărul Florin Zanfirescu, venit din Călimănești, în Bucureștiul anilor 60. Ceea ce nu știi. Și în teatru anilor 60. N-ai de unde să știi. Eu când am dat admitere la teatru, asta deja am notat și îmi scriu amintirile. Când am dat admitere la teatru, eu n-am știut că există. Atât de naiv eram. N-am știut că după ce te înscrii să dai admitere, te întreabă, ai un loc unde să dormi? Și neavând, te trimite la un cămin. Eu n-am spus, am plecat și am dormit 10 zile în cimitirul Belu. Am găsit sectorul artiștilor cu Ion Manolescu, cu Moruzan, cu... Mari actori interbelici. Aia de atunci, sigur, că pe aia s-au adăugat și Birlic și Giugaru sunt acum. Adică sunt. Dar eu atunci erau ei la alții. Știam că citisem cărți despre ei, de ei, ale lor. Știam tot istoria teatrului românesc. Știam cum știi tu atâtea lucruri care te crucesc că le știi. Era vară? Era vară, era iulie. Păi nu, era cald. Și când am văzut eu că n-am unde să dorm, eu aveam o punguță mică așa, cu o cămășuță albă. Pantalonii erau pantaloni, nu știu, de tergal. Dar aveam și eu tricou, două tricouri, nu știu ce aveam. Și n-aveam cum să fac baie. Și mă spălam în cimitir la țâșnitorile alea care bea așa, te apleci. Și luam apă și mă dezbrăcam până în bruf. Mai spre seară nu mai era nimeni în Belu. Era o poartă. În Belu e o intrare. Te oprește, se închide. Dar mai era o spărtură unde e acum cimitirul eroilor Revoluției. E o bisericuță și sunt crucile alea albe, oameni care au murit la Revoluție. Pe acolo era un atelier de cruci fără poartă. Și intrai și era gardul spart și ieșai drept la actori. De acolo aproape. Și pe acolo intram seara, că ziua mă plimb. Și să creșteau caisele alea de vară. Alea mai micuțe, zarzări așa. Dulci, bune. Și mâncam de alea în neștire. Mă culcam pe banca. Banca unde era Ion Manolescu. Avea o băncuță de reculegere. Să stătea nevastă, să crezi, să uita. Și eu mă culca pe banca aia, așa cu genunchii la gură și cu cămășuța, cu punga sub bancă. O puneam cămașa albă. Mă spălam la țâșnitoare și dădeam examen. Așa am dat eu examen. 10 zile în cimitirul Belu, noaptea, printre mari actori. Și mâncam caise, erau plini caise cu fructe. Nu le lua nimeni, știi?
Și mai aveam eu niște bănuți, cumpăram grisine, 2 lei, un box de grisine, eu pâine, da, erau niște buni, lucruri bune, fără dulce și cu caise și cu apă. Și am dat admitere și am reușit. Eu mi s-a rupt banca cu Ion Manolescu. Banca lui Ion Manolescu. Din Belu. Ultima noapte, înainte de a da monologul, s-a rupt banca cu mine. M-am trezit culcat pe mormânt. Și zic, hai, m-a luat la el. M-a luat la el, adică mor. După care mi-am dat seama, stai puțin, n-are de ce să mă vrea mort. Adică ce să vrea de la mine? M-a luat la el în sensul că m-a luat în brațe, în sensul că o să intru. Și am intrat. Și am primit la monolog 10. Și am intrat pe... Ce monolog ați avut? Miroiul stau fără nume. Și am... Mihail Sebastian. Sebastian, da. Și am intrat pe primul loc. Am intrat cu nota cea mai mare. Și pe urmă am și terminat șef de promoție. Ca și tine, să nu spui că a fost altfel. Că noi 12 aprilie știm ce sunt. Actor de teatru sau de comedie? Actor de dramă sau de comedie? Nu, nu dumneavoastră. Există o dihotomie în general? Nu, nu există actor. Închipuieți așa. Un suprem actor de comedie din România, să zicem că e Grigore Vasiliu Birlic. Da. Peste ăsta nu e. Nici nu se va naște curând. E închipuieți că lui, care e de comedie. Numai de comedie. Un mare actor de comedie. Uriaș. Da. Închipuieți că lui Grigore Vasiliu Birlic i-a murit copilul. Sau nevastă, nu știu, cineva drag. Da. Și că omul firesc, comedie o fi la teatru, dar se duce la mormântare. Și lăcrimează, sufere, că i-a murit copilul. Tu văzându-l pe el că sufere, te apucă râsul? Niciodată. Trebuie să fii nebun. Deci nu există om care să fie cantonat de comedie sau de dramă. Nu există. Numai actorii, hai să nu zic cuvântul ăla rău, dar numai actorii limitați. De fapt, ei se rezumă la a juca doar comedie, pentru că acolo au succes. Ce rost are să mă iei pe mine, actor de comedie, n-ai el, îți râzi cu cine vrei, să mă pui să joc dramă. Păi ia pe unul, ia că joacă la dramă. Și atunci mă limitez, că mi-e mai ușor cu rolurile. Fac 2-3 grimase, Puiu Călinescu, Dumnezeu să-l odihnească, era genial Puiu Călinescu. Dar el nu făcea, numai că nu mi-l închipui într-o situație de viață tragică să te facă să râzi. Numai că el s-a... Cum vi-l amintiți pe Puiu Călinescu? Mi-l amintesc la o... Nu știu, plecam sau veneam de la o filmare, nu știu unde, eram la o masă de restaurant, beam o cafea, nu știu ce beam noi acolo. Și el vorbea într-una, cum vorbesc eu acum, el vorbea într-una. Și cum se mături la ele lui, mă uitam la el ca la felul 14. Dom'le, nu se poate așa, așa om. Și la un moment dat făcea... El nu putea să stea, își mișca ochiul ăsta, stătea pe loc și ăsta făcea tâc, tâc, tâc. Sunt curgea de... Dom'le, te uitai lung și el zice, ce, dom'le, vrei să faci ca mine? Vrei să fii ca mine? Fă ca mine. Pa, 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 pa. Poți? Nu pot. Ei, atunci... Știi, adică el era unic. Știa că e unic. Provenise dintr-un mediu sărac, amărât. El știa valoarea banului, nu era cheltuitor. Își strângea el bănuțul lui acolo, ce știu ce a făcut cu el. Avea viața lui. Nu pot să-l judec. Mi-a ales cu Brăila, unul din cei mai mari actori alături de care am jucat la teatru la Giulești. Era neșcolit, era contabil de meserie. Știa să calculeze la cifre, știa că nu-l păcălesc la contract, ăștia la film. Dar era un actor. Cu ce personaj pe care l-ați interpretat din teatru v-ați dori să vă întâlniți? Dacă ar fi posibil. Să mă mai întâlnesc, adică să-l joc? Să-l întâlniți în carne și oase. Cu Miroiu. M-am întâlnit de multe ori. Miroiu pe mine m-a urmărit. Miroiu din Steaua fără nume, din Mihail Sebastian. Fără nume. Eu am jucat... Uite cum m-a urmărit. Până azi. Eu am jucat în liceu Steaua fără nume. O profesoară a făcut teatru la liceu și eu eram Miroiu. După aia, când am dat admitere, trebuindu-mi... Că am spus poezii multe, improvizații, chestii, dar trebuindu-mi și un monolog, am luat actul 2, final, cu Mona, Miroiu, cu Mona, despre stele, despre Ursa Mare, scena aia. Fără să am Mona, vorbeam cu un scaun, cu o Mona imaginară, în sfârșit. După care, la teatru la Giulești, se juca Steaua fără nume de mult.
juca Papaiani și cu Dana Comnea, o actriță, o frumusețe și o minune de actriță, o celebritate în epoca. Am îmbătrânit amândoi. Doamna Deleanu, directoarea, Dumnezeu să o odihnească, unul cei mai mari directori pe care i-a avut România vreodată. Și a fost 49 de ani directoare. Era deja de meserie directoare. Zice, domnule, eu n-aș vrea să ratăm Steaua fără nume, că e păcat, e o piesă, vreau să o jucăm. Dar să înlocuim actorii, protagoniștii, că sunt bătrâni. Și m-am trezit eu, Miroiu cu Ileana Cernat, o actriță mai tânără, frumoasă. Am fost garnitura a doua. După care, prin 1983, răposatul Eugen Todoran, regizor la televiziune, a zis, dom'le, fac Steaua fără nume și vreau să joci tu Miroiu. Mă, și găsise. Eu știam și textul, n-aveam nicio problemă. N-a găsit Mona în perioada aia, între actrițele românce, n-a găsit nicio Mona, ar fi fost Ioana Bulcă, dar cu 10-15 ani mai devreme. Atunci nu mai era. Și n-a găsit altă Mona decât pe Enică Silaghi, actriță de la secția maghiară, de la Târgu Mureș, o frumusețe de fată. Delicată, mimoză, tot vorbea perfect românește, în afară de un singur cuvânt, pe care nu-l putea corecta, repara. Și am zis, Enică, se numește, se zice, ea intră în casa lui Miroiu și zice, aici trăiești dumneata? Aici locuiești dumneata? Și zice, da, nu vă place? Era dialogul ăla. Ea nu putea să pronunțe dumneata. Zicea, aici trăiești dumneata? Aici locuiești dumneata? Accentul ardelenesc, maghiar. Dumneata? Dumneata. Bă, Enică, tu vorbești bine românește. Ia, forțează-te un pic, scrie. Dumnea, 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 dumnea. Zice, perfect, Florin, dumneata, știu. Aici trăiești dumneata? Așa a rămas și în filmare. N-avea ce face. Cu asta se dădea de gol, că era totuși de altă limbă. În rest, Enică era o superbitate și o actriță de un rafinament și de o finețe. Cam Mona. Deci am jucat Miroiu atunci și am crezut că m-am desprins. Gata, am terminat cu Miroiu. S-a terminat jucat. Fiul meu, Vlad Zamfirescu, director la Teatru Bulandra, director interimar, și joacă alături de Diana Roman, o actriță superbă, Miroiu. Steaua fără nume. Joacă Steaua fără nume. M-am dus, l-am văzut, am vrut să discutăm puțin despre rol și de când l-am văzut, mă ocolește. Mie mi-a plăcut. Aveam un profesor, regretatul Mihai Dimiu, regizor, venea la Casandra și vedea cât o premieră de-a noastră. Și venea la cabină și zicea, măi, mie mi-a plăcut. Nu știu de ce înjură lumea. De super zicea, spus. Mie mi-a plăcut. Adică, și era foarte bine. Nu, mi-a plăcut. Cum a început povestea de dragoste a dumneavoastră cu teatrul? În adolescență, în Călimănești, în Vâlcea? Dar n-a început pentru că... Cum v-a venit ideea? Păi nu mi-a venit nicio idee. Mama mea, în clasa a treia, a patra, a făcut 7 clase. A treia, a patra, nu știu, a șasea, avea un profesor care era reformat din război. Încă era război, dar el se întorsese și era învățător. Și el avea pasiunea teatrului și nu știu ce scenete făcea cu ei la clasă, la sfârșit de an. Și mama era în frunte acolo și a zis, Zizi, okay, Elisabeta, Zizi, tu ai talent. Tu ai talent, fă-te să te faci actriță. A zis lui bunicul meu. Dă-o la școală, domnul Șerbeanu, că are talent. Bunicul meu a zis, domne, băieții sunt unde sunt, fetele la tigaie. Și la 7 clase a oprit activitatea la toate fetele, că avea 3. Mama, când s-a măritat, a avut un regret. Și pe lângă că a jucat teatru, s-a măritat cu tata care era învățător și directorul de cămin cultural. Și pe vremea aceea se făcea teatru de amatori și mama a jucat toate rolurile principale. Țin minte o piesă, Zestrea Ilenuței. Mamă, Dumnezeule, juca mama acolo de n-ai probleme. Parcă era Madame Bulandra. Și având pasiunea asta, când eu m-am născut, pe la 2 ani, a început să mă învețe poezii.
Eu am început cu El Zorab, am început cu Coșbuc în general. Și pe la 6 ani am luat prima diplomă de interpretare raională pe scenă cu corul în spate, cu breton, cu pantaloni scurți, recitând, nu știu, Luptătorii pentru Pace. Și după aia nu m-am mai desprins de scenă. La serbări, la ocazii, și erau atâtea ocazii în perioada comunistă, amatorii erau la rang de nu știu ce. Astfel încât în clasa 10-a am devenit vedetă națională. Era un concurs dialog la distanță. Între regiuni. Era regiunea Argeș, regiunea Mureș și autonomă maghiară. Și noi ne-am luptat și Argeșul a câștigat grație mie, care am luat 10 peste tot și marele premiu peste tot concursul. Atunci l-am cunoscut pe Gheorghe Zamfir. Asta în 1966, în 27 martie, despre care am aflat mai târziu, că e Ziua Mondială a Teatrului. De atunci, în juriu erau profesori, și profesori la IATC. Era Costache Antoniu, artist al poporului, era Gheorghe Demloghin. În sfârșit, și Costache Antoniu zice, la anul eram între 10-a, făceam 11 clase. La anul așteptăm la IATC. Dar nu trebuia să-mi spună el că eu asta vreau să fac. M-am dus, am reușit, am stat prin cimitire. Dacă n-ați fi fost actor? Am zis odată. Ce ați fi devenit, domnule Zamfirescu? Nu știu ce mi-a venit. Am zis într-o revistă că dacă n-aș fi fost actor, aș fi fost hoț de buzunare. De ce? Totuși, e o profesie aceasta de hoț de buzunare? Nu, domnule. Există o profesie a hoțului de buzunare? Cristi. Nu. Eu mă refeream la spiritul de observație. La curiozitate, evident. De vorbire adineauri. Și eu atâta mă uit ce are omul ăsta. Ce are buzunarul stâng? Ce are buzunarul? Ce are în pormoneu? Nu mai trebuie de care bani. Dar știu eu că pot fi niște poze, pot fi niște scrisori, pot fi niște lucruri acolo și eu pot să-mi imaginez. După cum te uiți, după cum privești lumea, după cum dai mâna, după cum... A, te-am citit. Pot să mă înșel, dar eu sunt ferm încredințat că așa e. Deci eu sunt pe teren solid. Și mari dramaturgi au construit cu atenție buzunarele personajelor lor, nu? Buzunarele lui Molière, buzunarele personajelor lui Shakespeare. Ce frumos, vezi ce înseamnă un om care a citit? Ce ar fi pus Shakespeare lui Hamlet în buzunar sau lui Othello? V-ați gândit vreodată? Toată lumea vorbește de stiletul lui Hamlet, care era de frumusețe, că nu era ca să te bați cu el. Evident, era... Un stilet care dădea bine, când avea și craniul lui Yorick. Eu n-am jucat Hamlet, am jucat, dar alt Hamlet, că sunt 3 Hamlets pe lume. Hamletul negru este Hamletul lui Shakespeare. Hamlet, negru. Mai există Hamletul proletar, roșu. Ăla l-am jucat. Este Büchner. Cum se numește Hamlet? Am jucat... Bertolt Brecht? Mai există, nu, de Büchner. De Büchner. Deci mai există un Hamlet alb, care este Lorenzaccio, da, al lui Alfred de Musset, și Hamletul lui Büchner, care este... Hamletul roșu. Roșu, dar cum se numește? Că stai, ăsta l-am jucat. Nu-mi vine minte acum. Păi vezi, tu care știi tot... Nu-mi vine minte știi acum, dar Leon și Lena al lui Büchner. Știi, dar nu știu... Și v-ați fi dorit să jucați Hamletul lui Shakespeare? Nu. Hamletul negru? Nu, am așteptat. Un rol foarte discutat. Am așteptat să văd dacă cineva se gândește, dacă cineva mă distribuie. Rolul pe care l-am dorit eu și nu mi s-a dat, așa a fost să fie. Este Raskolnikov. Din Crimă și Pedeapsă. Da. Se punea și culmea regizorul meu, cu care lucram la Târgu Mureș și am jucat, Dan Micu, a venit la București, l-a pus cu Ștefan Iordache și cu George Constantin și au fost atât de magistrali că nu puteam să mai cer să... Ce să mai gata? În ce personaj al lui Dostoevski vă regăsiți? Verhovenski. Din Demonii. Piotr, nu Stepan. Stepan Piotr. Acum aș putea fi Stepan, că era bătrân, taică-s-o. Dar ne-a la tânărul. Piotr Verhovenski. Deci sunt personaje cu care nu m-am întâlnit, că n-a fost să fie. N-am fost pe fază la momentul întâlnirii noastre. Nu știu. Nu. Eu nu am vrut, n-am cerut unui regizor dăm rolul cu tare sau pune piesa cu tare cu mine.
Wojciech, domnule, Wojciech este al lui Büchner. Hamletul proletar, Hamletul roșu. Apropo de Hamletul proletar și de deceniile comuniste în care ați fost pe scenă, cum ați rezistat proletcultismului, domnule Zanfirescu? Am o întâmplare, o amintire. Cum ați rezistat asediului dictaturii? Ce să reziști? Că era o confrerie între actori, directori, regizori. Adică toți și public. De public mai vorbim. Toți trăiam într-un context în care, din priviri, din șopârlele, asta însemna când joci o piesă și bagi așa trecori. Pe eu am jucat O noapte furtunoasă, Ipingescu, primul meu rol de comedie și cel mai teribil, la Târgu Mureș. Eram tânăr, dar compoziție. Care era leit Ceaușescu. Ăștia vorbeau și directorul a zis, băi, te leagă, mă. Te arestează, înțelege ce faci. Și culmea la Târgu Mureș, unde parcă se bucurau toți, că ridiculizam, dar eu jucam un idiot. Eu nu mă gândeam la Ceaușescu, dar toți idioții sunt același. Ce să fac? E același tipar de idiot. Deci, sar așa de la una la alta și nu mai știu de unde am plecat, dar... Ce fel? M-ai întrebat ceva? Cum ați rezistat și asta. Ne povestesc. Iar întâmplarea cea mai teribilă a fost că la București, nu puteai să refuzi. Îți spunea directorul, domnule, joacă rolul ăsta că trebuie. Și după aia primești și alălalt. Adică le scăldam așa. Era o piesă a lui Dan Tărchilă, Marele Fluviu își adună apele. Vezi, doamne, era cu comuniști, cu... Eu eram un erou comunist care moare la jumate. Ce să mă jucam? Dar erau roluri frumoase așa. Dar erau mincinoase. Rugai cu scârbă. Și piesa asta a avut și succes și ne-a trimis și în deplasări. Și țin minte că odată, nu știu, la Slobozia, să zicem, într-un orășel așa. După, eram la cabine după spectacol, ne schimbam și vine un mașinist la mine, zice, domn Florin, te cheamă o doamnă. Asta de obicei se întâmplă când vine să ceară autograf cineva sau... Eu m-am găsit cu mine, era acolo Brăila, Mielescu Brăila, era Papaiani. Mă chema pe mine, care era un puști. Și mă duc și văd o doamnă cu o fată, o doamnă de 50 de ani, așa. O doamnă, cu ochelari, o ramă frumoasă. Bună seara, domnule Zanfirescu. O, sărut mâna, doamnă, eu, gândindu-mă pe ce să-i scriu, știi, auto. Zice, vreau să te întreb ceva, domnule Zanfirescu. De-aia te-am chemat. Da, doamnă. Zice, noi suntem aici într-un orășel mic. Și când vine cât un teatru bucureștean, dăm năvală, pentru că vrem și noi să vedem actorii din București, vrem și noi să văd. Și vă așteptăm cu mare drag. Eu n-am vrut să-l chem pe Brăila sau pe Papaiani. Vă întreb pe dumneavoastră, de ce acceptați asemenea roluri? De ce acceptați asemenea piese? Pentru un salariu? Eu zic, doamnă, să mai întâmplă, teatrul e subordonat. Hai, domnule, că înseamnă că sunteți vânduți cu toții, domnule. Vă bateți joc de spectator, domnule. Uite-te la mine, am venit odată la jumătate de an în sală să văd și eu un spectacol. Și văd asemenea mârșăvie, văd asemenea. Domnule, nu știu cum am plecat de acolo. Doamne, suntem obligați. Hai, domnule, că obligați. Înseamnă că nu mai avem nicio șansă. Asta n-am să uit cât trăiesc. O doamnă care parcă nu știa pe ce lume se află. Nu știa că... Ea era, sigur, învățătoare, profesoară. Dar ea nu știa că ea nu poate să-l predea pe Goga până nu s-a aprobat. Că Goga a fost interzis mult timp. Sau pe Blaga. Ea nu putea să vină la școală, la elevi, să zică, domnule, există un mare poet și filozof, Lucian Blaga, dar voi știți, dar e bine să nu predă. Nu făcea așa. Și mie îmi cerea să fiu erou, să nu joc. Păi după aia eu jucam Richard al doilea. După aia, în paralel, jucam Wojciech. Adică mai ne dădea și era un fel de balans. Asta e răspunsul. Adică... De dans, de echilibru. Ce să faci? Că nu puteai. Eu nu am fost... cum se cheamă ăla care se opune regimului? Dizident. Eu nu am fost, nu am putut să fiu dizident. Când s-a eliberat totul, am ieșit și vorbesc public și asta. Proiecția din 1989 vis-a-vis de România, cum vă imaginați
în 1989 peste 30 de ani societatea românească și cum este astăzi față de proiecția n-am de decât, atunci? N-am decât o imagine. Eram în sala, în piața Palatului, nu înăuntru în sală, eram afară. Și acolo, la blocul turn, stătea Olga Tudorache, cu care eram împreună la facultate, eram asistentul ei. O mare actriță, cea mai mare actriță româncă pe care eu am cunoscut-o, fiindcă n-am cunoscut pe celelalte dinainte. O actriță uriașă. Și urlam cu mulțimea pe acolo, eu în puști. Ei, puști, aveam 40 de ani, domnule, nu eram în puști. Dar urlam că am scăpat, că am scăpat și o văd pe Olga. Doamna Olga, am scăpat! Și ea zice, de ce ai scăpat, dragă? Nu înțelege, mă, că ne-am eliberat, mă. Că acum să vezi bucurii, domnule. Acum curge lapte, miere. Acum eu brusc mă declar capitalist, domnule. Fără să înțeleg nimic. Fără să ne gândim, că nu numai eu eram în situație. Nimeni nu s-a gândit că există câțiva domni care în tăcere, aia despre care urlam noi pe sală, jos securitatea! Lasă-i în pace. În birouri își împărțeau pe hartă drepturi și luau hălcile. Pentru că atunci mi-am dat seama, când totul e al poporului, cum fusese totul e al poporului, înseamnă că pot să-mi iau ce parte vreau. Totul e al nimănui. Totul e al nimănui. Când am văzut în vara aia, în parcul central din Călimenești, care era o frumusețe, e o stațiune și țăranii aduseseră vacile și pășteau gazonul. Trebuie că acum totul e al poporului, domnule. Ce, nu mai am voie? Păi dar n-ai, mă, câmpii întregi, păduri. Du-te, mă, cu vaca acolo. Adică am intrat într-o năclăială în care totul e al tuturor și al nimănui. S-au furat fabrici, s-au furat uzine. Venea unul, bătea țărușul, ca în America de altă dată. Bătea țărușul și ăsta e al meu. Gata, ce mai vrei ceva? Și dădea și cu ceva în cap. Asta am greșit noi atunci. Iar chinezii au fost foarte deștepți. Îmi pare rău că cu sacrificiul celor din Tiananmen, sau cum se cheamă, au murit, au fost împușcați mulți. Masacru cumplit. Dar închipuiesc, te rog, că se întâmpla în China ce s-a întâmplat în România. Eliberare absolută. Cultural. Și că un miliard de chinezi umpleau pământul. Apropo de Călimănești, pe care l-ați evocat, v-au însoțit de-a lungul existenței artistice, primii ani, munții, Valea Oltului? Dragul meu, eu m-am zona născut, de munte. M-am născut într-un loc, o gură de rai. M-am născut într-un loc minunat. Zona aceea. Și mai încoace a devenit și mai frumoasă. Aproape de țara Loviștei. Din cauza barajelor, lacurile alea de acumulare. E un restaurant acolo cu o terasă și acolo e deasupra lacului. Te simți în Elveția, la lacul Constanț. Au și apărut iole, au apărut bărci cu pânze și vaporașe pe care se ia masa o oră, se plimbă. Munții. Am bătut munții Cozia pe toate părțile. Am călătorit pe jos, cu mașina, în toate felul, pe toate căile. Că e un drum de la Păușa, un drum de la Șerbănești. Sunt mai multe căi de acces până sus la Durduc și pe Cozia. Nu e cel mai mare munte, dar eu așa l-am crezut. Ei, și cu asta vreau să închei sau să spun. Rupându-mă de teatru, de actorie, eu acum trăiesc din amintiri, normal, și din observații. Și acum scriu. Nu stau degeaba. Mă uit așa pe geam și trece timpul, nu pot. Văd multe filme, dar eu scriu acum, poi mine, nu știu când, îmi iese o carte pe care am mai publicat-o odată, în 2002, mi se pare, se numește Actorie sau Magie. Dar din 2002 până astăzi, sunt 20 de ani. 20 de ani, cartea s-a dublat. Eu am continuat să scriu în ea. Și acum socotesc că e împlinită, că e corectă. Și scot ediția a doua, Actorie sau Magie, pe care o recomand oricărui om, nu unui actor, fiindcă am mai spus-o. Am crezut că scriu pentru candidații la teatru, n-a ieșit. Am crezut că scriu pentru actori, n-a ieșit. Sunt toate observațiile mele
asupra umanității, umanismului din mine, din noi. Deci observații, de-aia a durat 50 de ani ca să o scriu. Da, dar în paralel am mai scris o carte, n-am scos-o. Urmează Dalacul, care tot povestiri sunt. Vă mulțumesc foarte mult, maestre, pentru participarea la emisiunea noastră. O mare plăcere ca întotdeauna. Vă mulțumesc foarte mult. Alături de noi a fost Florin Zamfirescu, sunt Cristian Gava. Rămâneți alături de Trinitas. O seară frumoasă. La revedere!